Uomo moderno, adulto, eppure talora debole nel pensiero e nella volontà, lasciati prenda per mano dal bambino di Betlemme. Non temere, fidati di lui. La forza vivificante della sua luce ti incoraggia ad impegnarti nell'edificazione di un nuovo ordine mondiale fondato su giusti rapporti etici ed economici. Vaticanul propune o nouă ordine mondială care să scoată lumea din criză. Schimbarea ar trebui să înceapă cu înființarea unei autorități politice globale. Instituția ar putea avea ca punct de pornire Organizația Națiunilor Unite, dar scopul final ar fi ca ea să devină independentă. În paralel, experții Vaticanului spun că este necesară o bancă centrală planetară care să instaureze o nouă ordine economică mondială bazată pe etică și pe binele comun. Va veni o zi când parlamentele cosmopolitane și federale vor guverna lumea. E visul unei omeniri fără frontiere. Va veni ziua când cetățenii în Africa, Europa și America se vor uni, când culturile vor fi una, când vom cânta cu toții aceeași muzică și vom avea cu toții aceeași religie. There is a global meltdown coming. It is a global depression, and one world currency and one world financial system is the end game. China said last week they want one global currency. France said yesterday or the day before that they want one world order, a new world order, at the end of this event. Incidentally, I can probably have good news to you. In my pocket there is a supranational coin, which was a gift given to me. And this is one unit of testing, probing unit. Unity and diversity it's referred to, and it's referred to as international currency, United Future World Currency. Here it is. You can already take a look at it and even touch it. Take a dollar bill, turn it over, look at the Great Seal of the United States on the back. Now, draw a Star of David. One point will match up with the all-seeing eye, a common Masonic symbol. Now, look at the letters at the other points of the star. M-A-S-O-N. Coincidence? Comisia Trilaterală este vocea care de aproape 40 de ani are ultimul cuvânt în absolut tot ceea ce se întâmplă în lume. Este creația lui David Rockefeller, unul dintre cei mai influenți multimiliardari ai grupului Bilderberg. În acest controversat grup mai fac parte prințul Charles al Marii Britanii, José Manuel Barroso, președintele Uniunii Europene, Bill Clinton, Henry Kissinger, Tony Blair, Gerhard Schröder, președinții ai marilor corporații multinaționale și ai băncilor naționale. Mi domando una cosa, esaminando i nomi che circolano. Per esempio, mi limito a tre: Balkenende, Miliband e Van Rompuy.
Ma è mai possibile che nessuno osservi, abbia osservato che tutte e tre sono frequentatori delle riunioni, voi del Bilderberg, voi della trilaterale? Beh, io credo che si debbano stabilire dei principi di trasparenza, tanto sovente indicati a parole dalle nostre istituzioni, e si debba chiedere con chiarezza a queste persone se sono i candidati del loro paese, delle forze politiche, o di questi gruppi occulti che si riuniscono a porte chiuse e decidono sulla pelle e sulla testa dei popoli. Is also the first year of global governance with the establishment of the G20 in the middle of the financial crisis. The climate conference in Copenhagen is another step towards the global management of our planet. C'è data de sovranità, o data de venit, membru al Uniunii, chiar așa cum am făcut-o noi în 2007, am cedat suveranitatea asupra politicii agricole comune. Este partea hard a cederii de suveranitate, dar toți știm că este și un exercițiu soft în ceea ce privește cedarea de suveranitate. Spre exemplu, agenda UE 2020 stabilește standarde pentru educație. Nu-i treaba Uniunii Europene, dar se fac politici mai puțin vizibile, dar care sunt parte a unei cedări de suveranitate pentru un exercițiu soft de la nivel european. Deci, s-a accentuat cedarea de suveranitate, dar ea este insuficientă. Și pașul următor va trebui să-i facem destul de repede. Destul de repede pentru că aici nu mai este vorba de interes național. Discutăm de un interes european. Și eu nu mă feresc să spun că va trebui să avem curajul să spunem națiunilor noastre că soluția corectă este realizarea Statelor Unite ale Europei. Va trebui mai devreme sau mai târziu să ne punem cu toții la un loc suveranitatea pentru a crea suveranitatea Uniunii Europene. Pentru că trebuie să recunoaștem, după această criză, capitalismul nu mai poate rămâne la fel. Vom avea un alt fel de capitalism. Open your mind. 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 Open your mind.